doamna tuturor, azi sunt împreună cu bunii! Bună ziua, copii! Astăzi am de ce să facem o nouă provocare, un nou challenge pentru voi cu bunica mea. Să-mi pun și eu ochelarii. Poate sunt mai interesantă. Faci tot videoclipul cu ochelarii la voi? Da! Bine, astăzi... Dar trebuie să fii pregătită pentru provocarea aceasta. Da. Pentru că astăzi facem adevăr și provocare. 4 întrebări cu provocare, 4 cu adevăr. Da, deci da. La adevăr trebuie să recunoști. Așa. Și la provocare avem provocări nebune să mâncăm și să gustăm și să bem de toate. Ok, deci ești pregătită, eu nu prea sunt pentru provocări. De ce? Pentru că sunt foarte rele provocările. Ei, acum ce vii și avem doar o provocare care este... Un deliciu. Un deliciu total. Ok, ești pregătită? Da, eu da. Și să, hai să facem piatră, hârtie, farfecă, să vedem cine începe prima, da? Piatră, hârtie, farfecă. Piatră, hârtie, farfecă. Deci eu trag, de ce... O să aleg adevăr. De ce? Păi de nu ce știu, încep cu prima adevăr? Dată vreau să încep cu adevărul. Da, este da. Adevărat că ai avut primul sărut la 9 ani? Nu este adevărat. Vreau această provocare, acest adevăr să-i pice lui bunica mea. Păi nici la mine nu era adevărat. Nici la mine. Deci, nu este adevărat. Hai, tu, vrei să încep cu o provocare dură sau cu un adevăr? Și închid ochii? Nu. Nu, pot să trag așa. Hai să încep și eu cu tot cu adevăr. Hai, uite pe ăsta că e în față la mine. Ia. Este adevărat că ai mâncat muci? Tot aia scârboasă, nu? Nu, Mihăiță de la tine, de la curte, am mâncat și mănânc ca mulți. Îmi place. Așa a spus? Ci că au un gust sărat. Să-i fie rușine. Ok. Tot adevăr. Este adevărat că o iubești pe Arversa de lângă tine? Da. Da. Cum să nu? Acum tu, mai avem doar un adevăr. Da, și să nu, nu, eu trag provocare. Hai, tare. Asta. Ia. Mănâncă pepene cu ketchup! Măi, fată, eu le-am tras exact pe alea care le-am tras la început. Da, deci eu la început am făcut o repetiție să vedem dacă... Da, și le-am tras. Să vadă ce provocări sunt și le-a văzut și a făcut. Și vrei? Trebuie. Nu, dacă... Doamne, ce gust o avea. Chiar deci, nu știu. Aici avem deci niciodată, pepene. Până la 62 de ani, eu n-am mâncat pepene cu ketchup. Și o să punem, o să dăm puțin din acele de astea viață, aici. N-am mâncat pepene cu ketchup. Stai să vă arăt? Că nu v-am arătat... Nu, dar nu cred că e nevoie. Le arătăm și noi. Ok. Aici sunt cele care n-au fost. Da, să nu pui ketchup mult, așa mai strigă. Nu, păi o să vezi cum o să faci, o să vezi că ca cartofi. O să punem uite aici așa. Și acum iei o felie de pepene și faci așa ca cu cartofi. Deci felia de pepene. Cea mai mică ales-o. Și acum. Și acum o trec prin tot ketchupul care e aici. Gata, și acum arată. Arată. Cred că e o bunătate. Ia să văd. Avem aici două pahare cu apă pline. Cum e? Ia apă. Pune apă repede. E bun? Pizza s-a înghit? Da. S-a amestecat cu pepenele. Da, a fost bun, nu prea a fost. Dar n-a fost printre cele mai rele provocări. Da, se poate. Se e poate și mai rău. Eu sunt o să gust și eu puțin. Știu că nu prea, voi, da. Nu e rău. Da, bunica mea a pus da, mai mult ketchup. Ketchup. Păi așa trebuia, mi-am pus puțin pentru că nu a fost provocarea mea. Și eu am avut și felia de pepene mare. Da, ok. Mai departe eu aleg... Hai să terminăm cu adevărul ăsta. Hai, este adevărat că ai iubit
La ce vârstă? Dacă ai, n-am iubit. Deci, da. Asta vreau să pice în bunica mea. Da, da, hai, alege o provocare. Mănâncă prăjitură! Aaa, mă bucur! Păi după gustul ăla, pepene da. Cu ketchup, se era important să mănânci o prăjiturică. Cum să vreau și poate să pui și o puțin? Da, păi da, nu mănânci eu, păi toată, e doar gust. Păi nu, dacă e, poți să guști. Și după, dacă îți vine ceva rău, să bagi repede prăjitură. Să pui și o puțin. Puțin, pentru că nu este provocarea mea. Deci ați văzut că puțin. Am tante, dizemane pe, dizemane cu părinte, tante. Bea su cu ketchup, nu. Nu, nu, asta e tare. Deci aici avem sucul cu ketchup. Să vă arăt ce suc am folosit. Acest suc, care mie nu-mi place, cu morcov și miere, nu are un gust bun. L-am luat de la Lidl și i-am pus și ketchup. E, ai adăugat aici în pahar ketchup? Bă! Și trebuie să savurăm cu paiul, ia. Păi și numai atât? Că doar ai gustat? Mă ajunge atâta apă! Blaaa! Vrei să guști? Nu! Mai ales puțin? Hai, pentru voi! Și ăsta e al meu? Provocare? Hai să facete și eu, să vedem. Mănâncă? Mănâncă pâine cu ketchup. Alta! Păi am pâine aici? Da, da. Pâine cu ketchup, da, am mănâncă pâine cu ketchup. Dar și cu cârnat. Da, acum mănânc fără. Deci avem aici pâine. Și aici am tăiat eu special înainte. Ca să punem ketchup? Nu, că nu pun un păpă, un pic. Nu, trebuie să faci ca un sandwich. Nu mănânc mama aia tot, dacă nici nu pot. Păi nu, doar o să guști. Doar păi și de ce să pui nu pe faci ca la pepene, nu? Ajunge, mă. Hai, mușcă, 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 mușcă. Curge, curge, curge. Hai, mușcă. Nu cred că să fie atât de rău. Cum a fost? A? E bun. E bun? Provocările cele mai rele au picat bunicii mele. Da. Da, e bun. Da, da? Hai să gust din cealaltă parte. Lipsește cărnatul, dar e bine și așa. Zici că e hot dog. E bun, chiar e bun. Cam atât a fost challenge-ul. Noi două ne-am distrat la acest challenge, sper că v-ați distrat da, și voi. Da, a fost interesant. Păi o bine, numai că mi-e frică. Nu, mai lasă, diseară. Că o să face... Bunii, nu ți-a mâncat nimic. Da, foarte bine. Cam atât a fost de clipul. Să ne vedem!